Liceul Tehnologic Constantin Bursan din Hunedoara a găzduit etapa județeană a concursului național Știu și aplic, securitatea și sănătatea în muncă se deprind de pe băncile școlii. La concurs au participat elevi de la licee tehnologice și școli profesionale din Deva, Hunedoara, Orăștie, Călan, Petroșani, Petrila, Uricani, Vulcan, Lupeni și Crișcior. Reprezentanții ITM Hunedoara au apreciat buna pregătire a elevilor care au participat la această a 12 ediție a acestui gen de concurs. Spre mulțumirea noastră, pot să spun echipaje foarte bine pregătite, echipaje care vor participa la faza națională care va avea loc la Iași în perioada următoare. Ce vă mai pot spune este faptul că ne preocupă în continuare tot ceea ce înseamnă deprinderea de pe băncile școlii a normelor de sănătate și securitate în muncă. Elevii, cei care vor intra în câmpul muncii, să înțeleagă că este foarte important ca sănătatea la locul de muncă și până la urmă securitatea să fie prioritară în desfășurarea activității. Județul Hunedoara va fi reprezentat la faza finală a concursului național Știu și aplic, securitatea și sănătatea în muncă se deprinde pe băncile școlii, de două echipaje de la Liceul Tehnologic Transilvania Deva și de câte unul de la Liceul Tehnologic Ovid Însușanu Călan și de la Liceul Tehnologic Lupeni.